Echipa din Hong Kong, din spatele celebrului robot umanoid Sofia, lansează un nou prototip, Grace, destinat pieții asistenței medicale și conceput pentru a interacționa cu vârstnicii și cu cei izolați de pandemia COVID-19. Îmbrăcată într-o uniformă albastră de asistentă medicală, Grace are trăsături asiatice, păr șaten până la guler și o cameră termică în piept pentru a lua temperatura și a măsura capacitatea de reacție. Folosește inteligența artificială pentru a diagnostica un pacient și poate vorbi engleză, mandarină și cantoneză. Hi, my friend. Nice to see you. Okay, great. So while we talk, I will take your temperature reading and pulse with this little thermal camera on my chest. See? You are 36.6 degrees Celsius, by the way.